Avem portretul robot al principalului suspect al dublei crime din Timișoara. Polițiștii sunt în continuare în alertă pentru că individul n-a fost prins nici acum de oamenii legii după ce a ucis cu sânge rece doi bătrâni. Suspectul a fost surprins în locuința celor doi la scurt timp după crimă, chiar de nepotul victimelor. Anchetatorii iau în calcul și ipoteza în care criminalul ar fi fugit deja din județ. Polițiștii îl caută în continuare pe criminal atât în Timiș cât și în județele învecinate și au deschis un dosar penal pentru omor. De altfel au făcut și portretul robot al acestuia. Cel căutat este un bărbat brunet, nebărbierit, de 1,80 m, în vârstă de aproximativ 30-35 de ani. Înainte de a comite dubla crimă, bărbatul a fost surprins de camerele de supraveghere în timp ce se plimba aproape de blocul în care locuiau cei doi bătrâni. Anchetatorii cred că este posibil că atacul să fi fost dat la pont, deoarece femeia era administratorul blocului și încasase banii de întreținere. Imediat după ce i-a ucis pe cei doi, individul s-a făcut nevăzut. În urma cercetării de la fața locului s-a stabilit faptul că din apartament lipsesc 12.000 de lei, bani pe care femeia, administrator al clădirii, a reușit să-i strângă ieri de la locatar. Uite la geam, am văzut vreo 5 persoane. Am văzut prima dată când a dus primul targa. M-am speriat foarte rău. Polițiștii au verificat inclusiv tomberoanele din apropiere și au cercetat cu atenție împrejurimile, în speranța că vor descoperi arma crimei. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș solicită sprijinul cetățenilor în vederea identificării bărbatului bănuit de comiterea infracțiunii de omor calificat. Semnalamentele acestuia sunt bărbat brunet, nebărbierit, de 1,80 m, în vârstă de aproximativ 30-35 de ani, purta pantaloni scurți de culoare închisă, un hanorac gri cu glugă și un rucsac. De asemenea, e posibil să fie lovit la mâna dreaptă și să poarte un bandaj. Oricine poate oferi informații cu privire la persoanele care au aceste semnalamente să contacteze de îndată serviciul de urgență 112. Locatarii sunt îngroziți de cele întâmplate și se tem acum pentru siguranța lor, mai ales că ușa de la intrarea în bloc stă tot timpul deschisă. Noapte bun, nu s-a certat cu nimeni. După ce a vorbit cu mine, am înțeles de la vecin că... De la vecin? De la rudă de lor. O să fac cineva la ușă și au deschis ușa, vără să se uite, vorbând la telefon și la imediat o și atacă-o. Până acum nu există un cerc de suspecți.